Audiat într-un dosar în urmă cu un an, fostul secretar general adjunct în Ministerul Economiei, Dumitru Pârvulescu, a declarat că șeful poliției gorjene, Viorel Caragea, l-a avertizat că deține informații care îl pot incrimina. Demnitarul a declarat în fața procurorului de caz, Emil Moța, de la parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, că mai marele poliției i-ar fi cerut să dea mită. Acesta chiar mi-a sugerat că este bine să dau o anumită sumă de bani, respectiv 50.000 de euro, întrucât ne avea la mână atât pe mine cât și pe Gigi Trifoi, cu unele informații în legătură cu obiectul acestui dosar, respectiv date legate de aceste cesiuni de creanțe. Viorel Salvador Caragea mi-a spus să citesc rechizitoriul directorilor de la Finanțe Alba Iulia, sugerând că și eu voi avea aceeași soartă, întrucât aș fi oferit consultații în legătură cu acele creanțe. Se arată în declarația dată de Dumitru Pârvulescu. Procurorul Emil Moța, un apropiat al șefului IPJ Viorel Salvador Caragea, care avea obligația de a sesiza DNA-ul cu privire la acuzele făcute în declarația pe care a luat-o secretarului adjunct de la Economie, s-a făcut că nu știe de existența gravului denunț. Mai mult, magistratul neagă că respectiva declarație există și este publică în dosarul aflat acum pe rolul instanței. Nu face obiectul niciunui dosar, la dosar, dosarul e în instanță la înalta curte, e public, dosarul puteți lua cunoștință de actele din dosar, nu există astfel de acte sau declarații în dosarul respectiv. Procurorul Emil Moța este cel care a instrumentat și dosarul în care sunt anchetați Marin Gondescu și Viorel Temelescu.